Thank you.
Sacre pentru totdeauna, prin cumnărit solemn această casă de rugăciune, în care ți se închină cu evlavie, este instruită de cuvântul tău și este hrănită cu sfintele taine. Acest răcaș închipuiește taina Bisericii, pe care Hristos a sfințit-o cu sângele său, ca să o arate ca mireasa lui slăvită, fecioară care și-a păstrat neatinsă fidelitatea și maică ce a odrăslit prin puterea Duhului Sfânt. Biserica Sfântă, via aleasa Domnului, care umple tot pământul cu ramurile sale și și-a înălțat plădițele pe legul crucii spre împărăția cerurilor. Biserica fericită, cortul lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor, templu sfânt zidit din pietre vii, așezat pe temelia apostolilor, avându-l ca piatră unghiulară pe Hristos Iisus. Biserica preanunțată, cetate înălțată pe vârful muntelui,
văzută de toți și pentru toți strălucită, unde strălucește pârtia veșnică a mielului și răsună cântarea de recunoștință a celor fericiți. Așadar, Doamne, te rugăm cu umilință, binevoiește a revărsa sfințire din ceruri peste această biserică și peste acest altar, ca să dăinuie purul lăcașul sfânt și masa să fie mereu pregătită pentru jertfa lui Hristos. Aici, a paharului dumnezeiesc să acopere păcatele oamenilor, pentru ca fiii tăi, Părinte, morți pentru păcat, să se renască la viața de sus. Aici, credincioșii tăi, stând în jurul mesei altarului, să celebreze memorialul Paștelui și să primească întărire la masa cuvântului și a trupului lui Hristos. Aici să înalțe jertfa plăcută de laudă, glasurile oamenilor la oaltă cu corurile de îngeri, și să ridice necontenit spre tine rugăciune pentru mântuirea lumii. Aici săracii să afle milostivire, cei asupriți să dobândească adevărata libertate, și toți oamenii să fie înveșmântați în demnitatea de fii ai tăi, până ce vor ajunge trezătând de bucurie în Ierusalimul cel de sus. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Să sfințească Domnul cu puterea sa altarul și lăcașul pe care le ungem acum cu slujirea noastră, ca ele se exprime prin semn văzut taina lui Hristos și a Bisericii.